Furtuna de iarnă însoțită de vânturi polare care mătură centrul și estul Statelor Unite de mai multe zile a făcut aproape 50 de morți și a lăsat fără electricitate 10 de mii de americani. Oamenii au rămas blocați în mașini și au înghețat din cauza temperaturilor scăzute. Bilanțul furtunii violente de zăpadă care face ravagii în Statele Unite a crescut la 25 de morți în vestul statului New York, unul dintre cele mai afectate în America. Bilanțul morților confirmate de către autoritățile în statele americane crește, astfel la 47. În Buffalo, statul acumulat de ninsoare atinge pe alocuri 3 metri în înălțime. Unele dintre victime au fost găsite în autovehicule, în timp ce altele pe stradă, în mijlocul zăpezii. Statele Unite au fost lovite de o furtună de o intensitate rară, care a adus vânturi polare, ce au provocat căderi masive de zăpadă, în special în regiunea Marilor Lacuri. Peste 3.000 de zboruri au fost anulate, în plus față de cele circa 9.500 anulate anterior, potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor FlightHour.com. În orașe precum Denver sau Chicago au fost deschise adăposturi pentru primirea persoanelor care au nevoie să se încălzească și le protejează de riscuri de hipotermie. În El Paso, Texas, migranți veniți din Mexic s-au adăpostit pentru a se încălzi în biserici, școli și centre civice, a explicat Rosa Falcon, învățătoare și voluntar. Unii au ales să rămână în exterior și să înfrunte temperaturile glaciale, întrucât le era teamă să nu atragă atenția autorităților pentru imigrare, relatează hotnews.ro.